casa sfântă, în casa sfântă, în casa sfântă, o vino cu mine. Iisus acolo îi dăm în casa sfântă, în casa sfântă, în casa sfântă, Iisus acolo îi dăm în casa sfântă. Fratele Lavea cere binecuvântare peste lucrare. Tată iubit din ceruri, în numele Tău și numele dragostei Tale, am venit în locul acesta și am vrut ca Tu să ne binecuvintezi, Doamne. Amin. Am vrut să binecuvintez familia aceasta, Doamne. Amin. Am vrut să binecuvintez cuvântul Tău care îl vom auzi. Amin. Am vrut, Doamne, să ne dai putere și minte înțeleaptă să înțelegem ce vrei să ne vorbești prin cuvântul Tău. Și ajută-ne să trăim, Doamne, cuvântul Tău, pentru că omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura Ta. Doamne Iisus, îți mulțumim pentru că ne-ai adunat în locul acesta și am vrea să fii alături de noi și să lucrezi așa cum e voia și planul Tău. Să binecuvintezi lucrarea Ta, Doamne, și să-ți faci numele Tău de slavă, al Tău nume fie slăvit în vecea mea. Suntem în casa aceasta la o sărbătoare, la o bucurie, pentru că Domnul vrea să binecuvinteze în ziua de astăzi, pe micuța Rahela. Numele Lui să fie binecuvântat. Amin. Amin. Am cântat aici ce bine este în casa Domnului și vrem să lăudăm pe Domnul, vrem să facem aceeași invitație, că Domnul binecuvintează pe cel care ascultă, pe cel care dă ascultare cuvintelor Domnului, pe cel care caută fața Lui. Și binecuvântarea Domnului proporțională cu ascultarea noastră. Domnul a dus această bucurie peste această familie și noi vrem să ne rugăm ca Domnul să dea binecuvântare. Voi citi cuvintele Domnului, cuvintele Lui Dumnezeu din Cartea Numeri, unde copiii lui Israel au dorit, au cerut ca să fie binecuvântat de Dumnezeu. Și noi vom cita cuvintele lui Dumnezeu din Cartea Numeri, capitolul 6. Și vom proceda așa cum...